Comentăm după acest meci care o urcă pe Universitatea pe poziția a doua în clasament, împreună cu Andrei Vochin. Bună seara din nou. Salut. Emil Gădinescu. Salut. Te salut din nou, Emil. Andrei, câteva impresii despre meci. Bun, prima descheiere e făcută totuși și cred că este cea corectă a întâlnirii de astăzi. A doua este legată, evident, de Mitriță, care a fost one man show în tot ceea ce a făcut în meciul de astăzi. Este al cincilea meci consecutiv în care Mitriță e cel mai bun, e cel mai bun jucător de la, de la Craiova. Te întrerup, Andrei, pentru că a venit la interviu antrenorul Craiovei. Ce v-am spus la începutul meciului, dacă luăm în serios și jucăm la adevărata noastră valoare, nu avem nicio problemă. Dacă nu jucăm ceea ce trebuie, ne facem singur probleme. Cum a fost cazul în prima repriză. Am fost agresiv, am jucat între linii, le-am dat foarte mult spațiu. Datorită acestui lucru s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar repriza a doua s-a văzut o schimbare. Am fost mult mai agresiv, am fost mult mai direct spre poartă, ne-am creat mai multe ocazii, am schimbat viteza. Au fost lucruri pozitive. Deci, mulțumit. Eliminarea lui Roman, practic, v-a ușurat situația. Vă dați seama că nu este ușor să joci împotriva noastră cu un om în minus. A fost un avantaj foarte mare de care noi am profitat. Puteam să marcăm mai multe goluri și o să ajungem și la nivelul acesta când vom avea asemenea ocazii să marcăm cât mai multe goluri. Mitriță a fost foarte aproape de înlocuire. Până la urmă, iată, că a rămas pe teren și a fost omul decisiv pentru Craiova. Da, este în continuare. Alex este un jucător foarte important pentru noi. A resimțit ceva în prima repriză, la un corner, contractură, ceva de genul acesta. Sper să nu fie ceva mult mai serios, să putem să-l folosim la următoarea partidă. La felul în care evoluează, merită o convocare la echipa națională? Asta nu este problema mea. Noi încercăm să-i antrenăm pe toți, încercăm să-i punem în valoare. Depinde de ceea ce are nevoie selecționerul și cred eu că meci de meci jucătorii trebuie să demonstreze că merită să fie chemați la națională. Acest lucru eu nu-l discut niciodată. Ați spus că mai aveți nevoie de 3-4 jucători. Acum, după această partidă, rămâneți la aceeași concluzie? Bine, nu trebuie să mă întrebați la fiecare meci. Am spus odată, vedem, am spus că analizăm, vedem exact ce soluții putem să găsim. Dar nu o să mă vedeți vorbind despre acest lucru la fiecare meci. Deocamdată suntem bine. Dacă va exista vreo oportunitate, un jucător care să ne ajute pe noi să ridice nivelul echipei, cu siguranță vom face acest lucru. Despre următoarea partidă cu UTA? Ne pregătim. Până vineri mai avem puțin. Jucăm acasă. Sperăm să avem cât mai mulți spectatori și să ne câștigăm cele 3 puncte. Craiova urca pe locul 2, o țineți tot așa? Asta este obiectivul, știți foarte bine, în fiecare an obiectivul este același. Vom lupta fiecare partidă, vom încerca să câștigăm și vom încerca să rămânem acolo sus. Mulțumesc, mult succes! Plăcere! Acest meci, care e Craiova? Cea din primele 60 de minute sau cea din ultimele 30? Ce credeți? Mă refer nu în seara asta. Fața Craiovei, care credeți că e? Nu e o întrebare cu răspuns inclus. Dom'le, câte vreme au fost 11 la 11, jocul Craiovei mai suferit, a mai scârțit pe aici, pe acolo. N-au avut chiar așa ocazii bune. Bine, au fost clipirile lui Mitriță, dar ca atitudine, până în minutul 60, Iașiul a stat destul de bine. Ideea că a avut probleme, a fost pusă în dificultate Craiova cât timp au fost 11. Pe de altă parte, uite, vezi, Andrei, că ieri discutam aici. Exact în minutul 60 și FCSB are om în plus. Nu că nu se întâmplă ce s-a întâmplat în seara asta, dar FCSB ne-a tras pe poartă și nu știu dacă a avut vreo ocazie așa imensă. Da, Craiova a avut 4 goluri. A jucat cu Nord-Jerland. Corect. Și Craiova, nu, da, Craiova a avut 4 goluri și încă vreo 3 ocazii în care nu știu cum n-a marcat. Adică ceva uluitor. Da, corect. Cred că pui în balanță aici și priceperea echipei aflate în inferioritate numerică de a închide spațiile, sau, mă rog, pur și simplu de a juca. De a juca în inferioritate numerică. Așa cum a făcut-o Nord-Sierland, care nu și-a abandonat deloc
concepția de joc. Contează și faptul că, scuză-mă, Craiova a avut un jucător în teren care atunci când s-a jucat 11 contra 10 a fost nevoie de ca el să producă un dezechilibru, o scânteie, după care să curgă golurile. Că n-au venit pe niște comiau centrare și că ies golurile greu așa, că nu se vede omul în plus la genul ăsta de faze. E corect, doar că primul gol marcat a venit ca urmare a unei schimbări de direcție, a unei centrări venite din lateral. Dar tot cu Mitriță, care pleacă din stânga. Tot Mitriță creează, inițiază faza, pasează către Vlădoiu, pe poziție viitoare, vine centrarea și... Ce pasă, la un moment dat Vlădoiu nu e prins în cadru. Și zici, ce l-a apucat pe Mitriță? Unde o dă? E bine, și Vlădoiu aștepta acolo, la limita offside-ului, aștepta pasa prin fața apărării, nu. Mitriță a stat și până la urmă a dat-o printre. Vreau să vedem golul egalizator, primul gol al Craiovei, pentru că într-o primă fază am avut impresia că Mitriță n-a vrut să dea acolo. Așa am avut impresia, nu spun că așa au stat lucrurile, dar poate ne dumirim după ce vedem, practic, aici. Ia să vedem. Deci nu se vede, Vlădoiu doar acum intră după în cadru. După părerea mea, Mitriță nu vrea să-i dea pasă. Asta e părerea mea. Nu, eu sunt, iar sunt ferm convins. Hai să mai vedem, poate eu nu l-am văzut. Bine, ia nu, să vedem. Vede, îl vede, îi cere, uite, îi cere Vlădoiu și o strecoară Mitriță. Nu cred. Vrei să spun că și eu de părere cu Dan? De ce? Pentru că el cred că vrea să joace central mingea. Central, da. Mingea e și deviată, e împinsă de un jucător de la el, pentru că uite-te la poziția lui Vlădoiu. Uite-te aici unde vrea să dea, dar vezi cum vrea să dea, vrea să dea mult mai spre. Nu i-o dai printre, că poți să ai spațiu foarte mare să i-o dai în zona lui, nu neapărat printre. Noroc că Vlădoiu are viteză foarte mare, că uite unde era, acum i-o dai drept, da? El vrea să-i dea, cred că, fie lui Bayram, sau cine e acolo? Da, Ivan sau... Ivan sau Marcovici. Da. Și mingea, pentru că se și vede cum... Până la urmă iese pasea bună nu și poate, pentru dar că... Dar ceea ce mi-a plăcut în jocul Craiovei, în momentul în care au fost în superioritatea numerică, este că, una la mână, schimbările pe care le-a făcut, sunt schimbări ofensive, doi la mână, încercarea de schimbare de direcție. Tot timpul, pentru că asta este una dintre cheile desfacerii unui bloc defensiv. Când ești în 10, te pui pe centru și aperi zona centrală mai degrabă decât zonele laterale. Dar dacă ieri să facem o comparație cu ce se întâmpla cu Nord-Jeland, în afară de știința de a juca din punct de vedere tactic, mai este și factorul mental. Pentru că mie mi s-a părut că Iașu la 1-1 a căzut mental, pur și simplu. Deși era 1-1, deși un punct cu Universitatea Craiova și în condițiile date însemna o realizare. Da. Ei și-au pierdut capul, n-au știut ce să mai facă, să se apere sau să și joace ofensiv și s-au desfăcut un pe pâine pentru niște jucători cu calitățile lui Mitriță, Ivan și așa mai departe. L-am auzit mai devreme pe Reghe spunând, sper să nu fie ceva grav, în sensul că totuși Mitriță a jucat aproape tot meciul, având o problemă medicală din moment ce spui chestiunea asta. Mi se pare că și-au asumat un risc. Dacă lucrurile sunt adevărate, nu înțeleg de ce Mitriță la... N-a fost schimbat. 3-1 măcar, minutul 90, adică nu-i mai... Că să nu mai spun la 2-1, că totuși adversarul... Și chiar dacă nu era schimbat, că nu știu, probabil că efectuaseră toate schimbările, mă gândesc, cred că da, te-a fi retras, pur și simplu, adică de ce să riști? Da. Ei au mai riscat și cu Bayram, l-au trimis să joace pe la finala de tineret, da? În condițiile care era accidentat sau, mă rog, venea după o accidentare și pentru un trofeu la finala de tineret, Bayram a pierdut campionatul european de tineret. De da. L-am văzut pe Mitriță protejându-se. Pe Marcovici, scuză-mă, da? Okay. Emil. Că sunt puternic și am întors rezultatul. Cât de mult a contat și eliminarea lui Roman? Mai avem timp, avem 40 de minute când a luat roșu sau la 30. Eu zic că aveam timp să întoarcem scorul și nu neapărat că a luat roșu am întors rezultatul. Jucați foarte bine cartea contraatacului. Vă priește această carte? Da, noi jucăm bine și contraatacul, jucăm bine și în apărare. Ne facem jocul. Cum zice mister, noi ne facem joc. Alex, din nou, a fost decisiv pentru voi asta. Alex este jucătorul top al României, zic eu, și ne bucurăm că a revenit la noi și ne ajută să vede la fiecare meci. Locul 2.
pe drum. Da, unul pas cu pas și vedem la finalul campionatului de reclasă. Ce a schimbat mister de când a venit la Craiova? Atitudinea, ne dăm credere nouă la fiecare meci și asta contează foarte mult. Despre meciul cu UTA? Așteptăm meciul cu UTA, o echipă care joacă fotbal, jucăm la noi acasă cu suporterii noștri și sperăm să vină un număr cât mai mare, sperăm să jucăm bine, să câștigăm. Mulțumesc, mult succes! Ai vrut să spui ceva? Scuze-mă că te-am uitat. Nu, am uitat. Demitrița am vrut să spun că mi s-a părut că în repriza a doua s-a protejat un pic, s-a amenajat, a jucat mai în zona de mijloc, acolo unde nu avea nevoie de accelerări, de ruperi de ritm, în schimb și-a arătat din plin clasa și știința jocului. Pasele alea au fost minunate. Când are mingea la pici, când e în posesia balonului, da. Mitrița e aproape de neoprit. În România, nu știu, da. În străinătate, dar aici, în România, când are mingea la picior... Mai îmi pare un lucru, Mitrița mi se pare în momentul ăsta antrenat. Adică au fost momente în cariera lui în care probabil că nu s-a antrenat așa cum trebuie. Acum, la ce face cu această continuitate, 5 meciuri la rând în care să fii cel mai bun, e un semnal pentru mine că se antrenează bine. Pentru că altfel n-ar putea, indiferent de câtă înzestrare are de la Doamne, n-ar putea să aibă o asemenea continuitate. Și bravo lui dacă a înțeles la 28 de ani cât de important este antrenat. Ascultăm un alt marcator, e vorba de Andrei Ivan. S-a schimbat total jocul, au avut și eu un om eliminat și am câștigat. O eliminare contestată de gazde până și primarul Iașului a spus că nu a fost corectă acea eliminare. Sincer să vă spun, nu am fost acolo lângă Bayram, dar probabil domnul Ișvan a văzut bine și asta a fost decizia dânsului. Vă priește cartea contraatacului, am observat în această seară. Da, avem o echipă, mai ales în față jucători de viteză și pe contraatac ne descurcăm foarte bine. Ce a schimbat mister de când a venit la Craiova? Mai multe lucruri. Atitudinea s-a văzut și în a doua repriză. Și mai avem foarte multe de lucrat. În fiecare an vă înscrieți acolo, în frunte, în lista echipelor care se bat la titlu, dar undeva clacați pe final. Anul acesta se va rescrie istoria? Noi trebuie să lăsăm capul jos, să muncim pe fiecare zi și o să avem un drum foarte lung. Despre meciul cu UTA? Încă nu ne gândim la meciul cu UTA. Ne bucurăm în seara asta și de mâine o să vedem ce vom face vineri. Mulțumesc, mult succes! Aflăm că domnul primar e supărat pe arbitraj. Domnul primar era la jumătate de kilometru de fază aia. Exact, da, da. Pe partea opusă. Și ce, n-a văzut la televizor? A văzut la televizor. Păi, a văzut la televizor. Hai să vedem noi faza, că e mai important ce comentăm noi decât ce spune primarul. Dar nu, eu spuneam așa că totuși primarii în România au ajuns să comenteze arbitrajul, să se plângă de arbitraj, adică s-au terminat toate problemele și am ajuns aici. Faza în care este eliminat Alin Roman, el primise un cartonaș galben în prima repriză pentru un faul pe care l-a făcut asupra lui Mitrița, iar în minutul 58 este acest moment. Cum vi se pare? E de galben? Tot încerc să-i găsesc circumstanțe atenuante lui Roman. Adică mă gândesc așa că el este la un moment dat împins. Nu reușesc. Nu găsesc. Am crezut așa că este împins și el se dezechilibrează cumva și ridică cotul din cauza că s-a dezechilibrat. Nu, mi se pare că e lovitură și o lovitură extrem de dură. Îi dă capul peste cap, cum spunea pe vremuri. Asta una și a doua, cotul lui în momentul loviturii este undeva foarte mult ridicat. Este în momentul în care trage brusc de el, da. Se transformă în armă, nu? Da. Cum se spunea. Eu cred că problema la faza asta nu e dacă e de galben, ci dacă nu cumva era de roșu direct. Da. Cred că a fost galben. Cred că a fost al doilea galben, pentru că îl văd pe Covaci cu carnetul mână. Al doilea galben, dar singura discuție care se poate face dacă e sau nu roșu direct.
Da. Îl simte în spatele lui Roman. Îl simte în spatele lui. Decizia e corectă, decizia lui Kovac. Singurul lucru care mă mire este pe această imagine. Pasivitatea lui Kovac, adică el dă impresia, fluieră faul, dar nu îi se pare că ar fi ceva, pentru că totuși un arbitru, atunci când are de luat o decizie disciplinară, nu stă așa pe loc și fluieră, adică fluieră și te duce acolo. Înțelegi, Andrei? Uite-te la Kovac. Hai să privim pe Kovac. Uite, și foarte greu duce fluierul în gură după momentul contactului. Adică nu-mi lasă impresia că... E posibil ca mai mult să fi simțit decât să fi văzut. E posibil. Că poți să te uiți la minge... Uite, vezi? Foarte, duce fluierul în gură, fluieră, după care se duce... În zona aia de teren trebuie să controlezi tu toată faza, că nu are cine să te ajute. Deci exact pe diagonala pe care n-ai niciun ajutor altul decât varul, zic, dar poți să te uiți să vezi dacă va fi un corner, o aruncare de la margine pentru cineva și poți să scapi din vedere lovitura. Dar e bine că n-a scăpat-o și că... Îți dai seama că Alin Roman ia al doilea galben la 100 de metri de poarta proprie? Dacă nu mai bine de 100 mai de metri, bine de 100 de metri, că e în diagonală. E în diagonală. Asta totuși. Da, e o mare performanță. Oricum, cred că ar trebui să se facă o discuție și pe faptul că în 5 etape Poliaș are 3 eliminări. Da. Și ok, pentru mine e de admirat spiritul lui Grozavu de a impune agresivitate, de a transmite această agresivitate, doar că aici este un fir subțire de la agresivitate la o violență care se întoarce împotriva propriei tale echipe. Din dorința de a pune piciorul la minge, de a te bate cu adversarul, ajunge în situații de-astea și de la 1-0 se face 1-4. Da. O să continuăm discuția după ce ne oprim pentru o scurtă pauză comercială. Am revenit în direct, suntem după Polia și Universitatea Craiova 1-4. Comentam mai devreme faptul că primarul Iașiului, care a fost la meci, a fost nemulțumit de arbitraj. A avut timp să scrie și pe Facebook ceva mai mult chiar, și o să vă citesc imediat. Atenție, deci vorbim de primarul Iașiului, Mihai Chirica. Iașu, cred că al treilea oraș în România, că acolo, în fine. Zice așa Chirica, sau scrie mai bine zis. Chiar nu merită să faci fotbal în Liga 1. Nemulțumirea lui pleacă de la eliminarea lui Alin Roman, pe care am comentat-o mai devreme, ca decizia lui Kovac. Deci, chiar nu merită să faci fotbal în Liga 1. Este o pierdere de timp și resurse. Rușine, scrie Chirica. De astăzi nu mai vorbesc de Liga 1. Aștept ziua în care hoția nesimțită va lăsa sportul din România să performeze. Până atunci mă voi ocupa de sportul pentru copii. Din nou să vă fie rușine celor care vă ocupați de Liga Profesionistă din România. Copii de 7 și 8 ani strigă hoțule, hoțule. Bănui că veniseră să vadă o competiție sportivă, nu o jecmăneală de drumul mare. Îmi este rușine pentru trauma prin care trec acești copii. Dacă acesta este fotbalul de Liga 1 în România, dacă asta organizează această ligă și dacă credeți că eu mai stau cu voi la masă, vă înșelați. Sport pentru copii. Se pare că Liga 1 promovează gheboasă. Bănui că acolo ne vreți copii, vom căuta alte sporturi. Cum comentezi, Emilia? N-am vrut să te întrerup, dar m-a luat râsul. Pentru că am terminat. Da. Astea sunt... Da, un text emoționant, un text care ne aduce aminte că Moldova a fost mereu sursă de scriitori și poeți importanți pentru România. Aș fi vărsat niște lacrimi, dar am avut așa o reținere, că sunt în emisie, dar n-are niciun pic de dreptate. Plecând chiar de la, nu știu, din punct de vedere tehnic, treaba are Liga Profesionistă cu arbitrajul. Arbitrajul ține de CCA, care la, mă rog, la, într-o oarecare măsură ține de federație, nu de ligă. Dar așa e, când suntem primar, vrem să câștigăm capital politic, suntem alături de băieții noștri, de băieții noștri care suferă și care au fost nedreptățiți îngrozitor. Și din cauza asta am pierdut. Nu, domnule primar, cu tot respectul, nu vă băgați în chestiile astea, că nu vă pricepeți. A fost o eliminare absolut corectă și Craiova e mai bună, asta tot. Atât, Andrei, atât. Cum ți se pare? Ce? Da, chiar că ce. Chestia asta, ce zice Chirica. Totuși, primarul... Trebuie să facem o anchetă, să vedem la adresa cui striga hoții. Da. Copilul respectiv. Da. Asta e bună rău.
în momentul în care contești de o asemenea manieră un om care în domeniul lui de activitate se află în primii 15 din lume. Înseamnă că ai o problemă, adică nu știi pe unde ești. Doi la mână, n-ai apucat să vezi fazele ca să-ți dai seama că esența, sămânța mesajului tău e putredă, pentru că această fază este o fază care poate fi încadrată la eliminare directă, nu la al doilea galben. Deci de unde hoți, de unde cum a zis ceva de că nu se așează la masă, nu mai stă cu ei la masă, cu liga profesionistă, da. Liga fotbalul se referea în sensul ăsta că nu mai, adică de ce nu? Și da, aia cu copii e foarte bună. E foarte bună să, dacă ar putea să se întâmple, să se facă lucrurile așa. La cum o spune, pare că de fapt nu ăla e rolul. E o pedeapsă. Da, că e o pedeapsă. Seamănă cu o pedeapsă. Lasă că mă duc eu la copii, da, ca și cum e ultima variantă. Du-te la copii, care... du-te la copii, numai la copii, du-te, du-te numai la copii. Știi de ce primarii au tendința asta, să aibă discursul ăsta? Pentru că ei se comportă fix ca niște patroni. Fix ca niște patroni. Gentea la Pitești făcea la fel. Era un președinte al Consiliului Județean de la Târgoviște care spunea așa: am investit până acum, nu știu, 5 milioane de euro în ăștia 8 ani, s-a ajuns la un conflict cu Ghergu. Dacă nu pleacă Ghergu, eu nu mai investim. Păi, îți dai seama? Adică aia poți să spună un patron. Un patron zice, banii mei, dacă nu pleacă cineva din funcție de la club, nu mai investesc banii mei. Dar cum tu, autoritatea locală, ai orgolii de genul ăsta pe bani publici? Da, nu sunt orgolii. Siguranță e un referendum, că pe ei interesează ce zice lumea și probabil că ei au făcut foarte rapid și lumea nu mai vrea pe Ghergu. Și lumea a zis, dom'le, dacă e Ghergu aici, noi nu mai suntem de acord ca din taxele noastre să dați banii la... Dar ciocul mic, noi suntem la putere. Da. Adu-ți aminte de vorbele astea. Primarii sunt... Ciocul mic, noi suntem la putere. Bun, să vedem ce spune Leo Grozavu, antrenorul lui Poli. Bună seara, care ar fi concluziile după această partidă? Concluzii, destul de greu de comentat. Meciul a avut două părți distincte, până în minutul 60 și din minutul 60 încolo. Până în minutul 60, o echipă care, știu eu, a stat la luptă, am făcut foarte multe lucruri bune, am reușit să intrăm în avantaj și la pauză, după care, sigur, 15 minute în a doua repriză echilibrate și din minutul 60 încolo, când efectiv, n-am existat pe teren, foarte multe naivități și fotbalul este pentru oameni maturi, nu pentru copii, ca să spun așa, pentru că ce s-a întâmplat de acolo e de necomentat. Primarul Mihai Chirica chiar nu merită să faci fotbal în Liga 1. Să comentez acum ce spune Mihai Chirica. Mă puneți să comentez, să spune primarul. Mă întrebați de joc sau mă puneți acum să comentez ce spune cineva? Haideți să vorbim de fotbal dacă vreți să face fotbal în România. Mă puneți să comentez ce spune cineva acum după meci la cald? Nu știu, că o întrebați-l pe dumnealui. De ce mă întrebați pe mine? Dumneavoastră cum vi s-a părut? Mie ce să... N-am de comentat. Nu, arbitrajul nu e de comentat. Chiar dacă, știu eu, ni s-a părut de pe margine, am fost foarte departe de fază, cred că dacă nu, nici nu știu dacă a fost roșu direct sau al doilea galben, e o fază care poate fi discutată. Sunt absolut convins că Roman n-a vrut să lovească. Dar jocul nu e dacă vrei sau nu vrei. Greșești, plătești. A fost probabil cartonaș, nu știu dacă a fost roșu sau galben, oricum era eliminare. Dar nu mă pune să comentez ce spune cineva. Dar vi s-a părut prea ușor acordat? Sau? N-am văzut foarte clar, dar cred că a fost al doilea cartonaș galben. Am încredere în Ișvan Covaș, că e un arbitru care atunci când ia o decizie este stăpân pe ceea ce face. Mi-e greu să cred că a putut să se păcălească, mai ales având și VAR la dispoziție. A fost o fază clară care, mai mult ca sigur, că a primit și, știu eu, suportul din camera VAR. Nu, chiar nu e de comentat. Chiar nu e de comentat. Ați avut practic meciul în mână până la... Am avut în mână, am spus. 60 de minute am avut meciul în mână. Probabil că acel moment cu eliminarea ne-a destabilizat, dar nu avem voie să ne comportăm de asemenea manieră. Nu ai voie să iei în 30 de minute 4 goluri, indiferent cu ce echipă joci. Poți să joci și în 10, poți să joci și în 9. Retrage liniile, ceea ce am cerut, retragem liniile, stăm mai compacți. Noi la 3-1 pentru adversar vrem să egalăm.
când mai erau vreo două minute și mai e și golul 4, după aia prea multe greșeli. Celeași greșeli care se repetă, pe care discutăm despre ele, facem analiză video, lucrăm la antrenament pe ele și tot aceleași greșeli să se întâmplă. E clar că avem niște probleme, da, sigur, dar trebuie rezolvate. Până la finalul perioadei de transferuri... Cred că e suficient, până la finalul perioadei de transferuri. Fundaș, cel puțin? Nu cred că mai aducem pe nimeni. Cred că în momentul de față am adus destui jucători, va trebui să-i pregătim pe cei care au venit, va trebui să strângem rândurile, să căutăm cea mai bună formulă de echipă. Cei pe care îi vom analiza și nu sunt pentru ceea ce ne dorim noi să facem, probabil că ne vor părăsi, cam asta e, nu sunt multe lucruri de comentat nici aici. Puteți să ne spuneți ceva despre transferul lui Felipe, că a apărut astăzi o informație? Nu știu și nu are rost să comentez. Că l-a furat Botoșaniului, că se înțelesese cu Botoșaniu și Iașu cumva... Nu, n-am cunoștință despre așa ceva. Nu știu, nu mai puneți, nu mai polemică, încercați, terminați cu polemica. Dar nu știu despre ce e vorba, cum s-a înțeles, cu cine s-a înțeles. A spus, Felipe a venit din Brazilia, domnule. Domnule, Felipe a venit din Brazilia. Nu știu să fi fost Felipe jucătorul Botoșaniului. Deci eu nu știu așa ceva, nu poți să iei un jucător care e sub contract cu echipă, poți să-l aduci la tine la echipă. Felipe a fost venit din Brazilia, am plătit 4 bilete de avion până să ajungă în România. Felipe a fost adus cu mari sacrificii, cu tot felul de intervenții să putem să-l aducem. Și acum să vină cineva să spună altceva, chiar nu știu despre ce e vorba. Da, domnul Iftime a spus că... Întrebați-vă domnul Iftime, domnul Iftime poate să spună ce dorește dumnealui. Eu nu comentez ce spune cineva. L-a convins Botoșaniu cu... Ce l-a convins? Păi dacă îl convingeam era la Botoșaniu. 5.000 de euro salari și a venit Iași. Așa, și eu ce ar trebui să comentez acum? Ce să comentez? Nu, doar să-mi spuneți povestea. Să vă spun ce, care povestea. V-am spus, eu nu știu ce spune Botoșaniu. Eu știu ce spunem noi și e adevărul. Noi l-am adus pe Luis Felipe din Brazilia. 4 bilete de avion am. A pierdut un avion, am mai pierdut încă unul. Cum adică Botoșaniu? N-am înțeles ce vreți să spuneți cu asta. Cum poți să aduci un jucător care e la altă echipă să-l aduci tu? L-a adus Botoșaniu în România și l-am furat noi sau cum că n-am înțeles? Așa eu am pățit, ca și antrenor am pățit treaba asta. Așa a fost declarația cumva, domnule. Nu știu, nu mă, întrebați-l pe dumnealui. A fost primul meci dintr-o serie foarte grea pentru Iași. Urmează da, FCSB-ul. Am demonstrat astăzi că putem să jucăm de la egal la egal. Din păcate, acea eliminare, am spus că a rupt total echilibru. De acolo n-a fost decât o singură echipă pe teren. Indiferent ce s-ar întâmpla, sigur, n-ai voie să primești patru goluri, dar asta este. Vom vedea, vom analiza, trecem la nivelul următor, strângem rândurile mai mult, vedem cine e compatibil cu ceea ce ne dorim noi să facem, va rămâne, cine nu va pleca. Nu sunt eu compatibil, voi pleca eu, deci asta e firea lucrurilor, nu e nimic ieșit din comun. Ca joc Iașu arată bine, totuși. Nu știu dacă arătăm bine, când e 4-1 nu poți să spui că arăți bine. Nu arătăm bine. Pierzi jocul și nu poți să spui că arăți bine. Asta sunt povești. Prost. Corect în discurs, dar nu îi convenea nimic din ce întreba reporterul. S-a nesuferit. Nesuferit omul ăla. M-am temut să nu ia vreo palmă. Stai mai departe de el. Da, totuși corect, corect în da. Analiza fazei principale, aia cu eliminarea lui Roman. Da. Exact ce am spus și noi aici, care noi suntem la rece, nu suntem implicați în mod direct. El e și dar e amuzant că a început prin a spune că 60 de minute au jucat foarte bine și că și-au impus punctul de vedere și la urmă când l-a întrebat. Deci sunteți, nu sunt mulțumit, n-am jucat bine. Deci nu, totul era... Trebuia contrazis reporterul în orice situație. Bun, haideți să vedem pasa de gol pe care Mitriță o dă, aici chiar vrea să-i dea pasă lui Ivan. Pasa asta, la orice jucător din lume, dacă o vedeam la Modric, că el mai are, am fi zis, senzațional. E senzațional. Da. Zici că e cu telecomandă. Zici că e mingea cu telecomandată. Cred că la FCSB nu mai juca următorul meci, că era cu exterior. Da, era cu exterior. Dar asta e cu preluare cu tot. E pe direcția de alergare. Pe direcția de alergare, exact unde trebuie. Zici e incredibil. Că e snucăr. Da. Incredibil. Cu efect. Da. Broni, da, o salivă.
Bine că Ivan a băgat mingea asta în poartă, că altfel nu-ți mai rămânea chiar atât de pregnantă pasa, știi? Da, e posibil că la felul ăsta cum se antrenează și cum joacă să prindă un transfer afară până, mai timp. Până în perioadă. Că mai timp, da. E posibil să prindă naționala pentru meciurile astea cu Israel? Trebuie să-i dau numărul lui Edi să-l întrebi. Nu, păi nu, dar acum o luăm așa, sigur. Cred că e. În momentul ăsta, acum, ca atacant lateral stânga, asta e poziția, știu ce vrei să întreb. Nu există niciun jucător mai bun decât el. În Liga 1, da? În Liga 1. Păi, și atunci cum să nu fie luat în calcul echipa națională? Nu prea e cum, adică mă îndoiesc că ai atâția jucători care să acopere toată banda stângă de afară, că e doar Mihaila, mai e cineva? Nu știu, Man, dacă poți să-l pui să joace acolo. Nu, nu clar e în calcule. O Mitriță pentru... Dobre pe la Famalicao, pe unde joacă, nu știu. Nu juca în dreapta? Juca în stânga? Iar postul e stânga, acolo se simte cel mai bine. Văzusem un mes sau două acolo și văzusem în dreapta, de-aia spun. E, a jucat în dreapta, că e un coleg de-a lui mai vechi acolo care joacă în stânga și atunci îl bagă și pe el în dreapta. Sunt jucători, e un post foarte bine acoperit. Și acum să-l vedem și pe Coman cu Norgeland, că una e să, dacă Florinel Coman face un meci bun, de exemplu, cu Norgeland, atunci trebuie să pui în balans adversarul. Bine, trebuie să ținem și de faptul că în afară de CFR Cluj, Craiova n-a avut niciun adversar de ăsta serios, puternic. Adică au jucat totuși cu echipe modestuțe. Șase, adevărat. Da. Pentru că tu ai jucat cu Poliaș, ai jucat cu Oțelul, ai jucat cu Dinamo, adică trei nou promovate, CFR și au mai avut un meci. Poliaș. Păi nu. Da. Deci astea trei, CFR și încă un meci. Spun eu imediat. Dinamo, Oțelul, CFR, Hermannstadt. 1-0. Cu Hermannstadt, 1-0. 1-0 acasă. Și vedem și golul lui Mitriță. Aici este o discuție dacă poziția în care se află, cred că Danciu, care e în poziție de offside, dar nu joacă mingea, ar putea fi sancționabilă pentru că el îl incomodează sau nu pe Tincu sau cine e acolo? Mai degrabă îl incomodează pe Mitriță. Sigur. Corect. Da. Hai de toate. Uite-te. Uite. Aproape că ia mingea. Nu, sunt de acord. Așa e. A rezolvat Emil. Emil nu, și la viteza de reacție a lui Tincu n-are cum să fie incomodat. E adevărat. Haideți să-l și ascultăm pe Mitriță să vedem ce declarații face după acest meci. Bună seara, felicitări Alex pentru victorie. În primul rând, cum te simți că în prima repriză ai fost foarte aproape să fii înlocuit? Bună seara, da. O victorie meritată, un efort foarte mare. Ne bucură că m-am dus cele trei puncte, iar în legătură cu mine, da, am simțit-o, cred că am o contractură. Vom vedea zilele următoare când voi face o testare. Unde s-a făcut diferența după eliminarea lui Roman? Nu, după eliminare, a doua repriză. Am discutat în vestiar. Am analizat ce am făcut greșit în prima repriză și în doua repriză am făcut, să spun, opusul și ne-a ieșit jocul. Urmează și o convocare la echipa națională? De ce nu? Doresc. Fiecare jucător cred că își dorește să ajungă la echipa națională. Este o mândrie. Partida cu UTA din următoarea etapă? Da, o partidă foarte grea, o echipă foarte bună, cu tradiție. Trebuie să ne gândim bine ce am făcut în a doua repriză, ce am făcut bine și cu siguranță nu vom avea probleme. Locul 2, deocamdată. Da, deocamdată e locul 2, campionatul este lung, sunt multe meciuri de jucat, dar suntem bucuroși că câștigăm și asta este cel mai important pentru noi. Deci el spune că a avut contractură. Nu înțeleg cum poți să joci cu durerea asta. Și asta cu una. Frica, a cu frica, totuși, că se există un risc mare de tot să agravezi ce ai. Pentru ce? Pentru un meci cu Poliaș pe care, în mod normal, ok, să spune, nu îl câștigai, dar totuși să pierzi un asemenea jucător? Da, el își cunoaște corpul cel mai bine, până la urmă. Dacă a mai avut situații de genul ăsta și le-a dus pe picioare, atunci ia decizia asta să continue. Deci, fiecare e pentru el cel mai bun medic până la urmă. Da, e clar că ți-asumi un risc. Adică nu cred că Mitriță putea să spună joc având asta și sigur nu se întâmplă nimic. Că nu, e cum să-și dea seama că nu se întâmplă nimic. E clar că ți-asumi. Mai sunt și alți jucători care n-au suferit niciodată o accidentare
și ei nu știu care sunt simptomele. Nu cred că e cazul lui Mitriță să nu fie avut nicio accentare musculară, dar sunt, cunosc jucători care au, în momentul în care au făcut prima ruptură sau întindere musculară, ei n-au putut să-și dea seama în timpul meciului că simptomul acela este ceva grav și au continuat să joace și au făcut ruptura. Că era prima oară. Sau sunt jucători care joacă pe durere și nu știu dacă își dau seama că asta le afectează, în primul rând, psihic, capacitatea de a alege soluția optimă. Jucând tot timpul cu durere, cu durere. Adică, să zicem că ai călcat, nu ai făcut neapărat o întindere sau o contractură, dar ai călcat greșit. Ai început de întorsă la gleznă. Joci în continuare și, mă rog, randamentul tău este afectat, dar continui să joci. Nu știu dacă asta e, dacă e în regulă. Ce se întâmplă? Noi realizăm faptul că totuși Mitrița a jucat accidentat și a fost cu 3 clase peste toți ceilalți jucători. Asta este totuși uluitor, nu? Da. Da. Adică a jucat practic accidentat și a putut-o cam de unul singur pe Poriaș. Bine, așa, exagerând, dar în mare, ca să înțeleagă poate cine n-a văzut meciul. Și... Da, mi se pare interesant și și pentru Craiova, și pentru fotbal, și pentru echipa națională, sper să nu fie nimic grav cu el și să vedem în continuare. Și sper ca până la momentul meciurilor naționale să continue să se antreneze așa cum cred că o face, de poate juca așa constant bine. Da. Haideți să vedem ce spune și Alin Roman, cel care a marcat din lovitură liberă, după care iese protagonistul acelei faze din minutul 58 când lovește cu cotul pe Bayram și este eliminat. Bună seara, Alin, din păcate pentru voi ați pierdut în această seară, deși ați condus la pauză. Dacă poți să ne spui acea fază a eliminării tale. Da, bună seara, în primul rând. N-am apucat să revăd faza. Nu știu dacă a fost sau nu, nu vreau să comentez asta. N-a fost intenția, am vrut doar să protejez mingea, nu știu ce s-a întâmplat. A venit cu al doilea galben, m-a eliminat și de acolo s-a rupt jocul. Și îmi cer scuze încă o dată față de colegii mei de staff, acolo s-a rupt jocul și până acolo nici nu prea le-am dat șanse prea mari să înscrie. Cred că am dominat și am jucat, am făcut o partidă destul de bună. Crezi că a fost prea ușoară eliminarea ta? Eu așa cred, încă n-am văzut faza. Pur și simplu am încercat să protejez mingea, probabil s-a plecat, că el e destul de înalt și l-am atins probabil la bărbie, chiar nu știu, n-am apucat să revă faza, dar... N-a fost intenție, chiar nu am vrut să lovesc, n-am vrut nimic, am vrut să protejez pur și simplu mingea. Primul gol din fază fixă în acest campionat și norocos a fost deviat. Da, un gol din fază fixă, lovitură liberă, a fost puțin deviată. Cum meritat, până la urmă, cred eu. Am făcut până în minutul 60 ce am luat eu cartonaș roșu, cred că am făcut un meci bun contra unei echipe foarte bune din Liga 1. Dacă vă rămâneați 11-11... Eu nu cred că ne băteau niciodată. Nici nu cred că ne egalau, sincer. Totuși, din nou, probleme în defensivă pentru voi. Da, am picat. Pur și simplu am picat. De la cartonașul roșu am rămas cu un om mai puțin. Acolo s-a rupt jocul. Poziție cumva ingrată pentru voi în subsolul clasamentului, deși după nume sunteți jucători formați un lot destul de bun pentru Liga. Da, au venit colegi noi, încă nu suntem destul de omogeni, dar eu cred că o să creștem. Arătăm bine ca joc, îmi pare rău că când se termină nu rămân punctele la noi, dar eu cred că o să creștem și o să facem puncte. A fost primul meci dintr-o serie grea pentru voi cu Craiova, urmează... Da, era important ca moral, ca tot să facem un meci bun, să terminăm, cel puțin să luăm un punct, asta ne-am propus, să facem un meci mare, să... Da, acum vedem, luăm pas cu pas, următorul meci cu FCSB-ul, sper ca colegii mei să facă o partidă mult mai bună ca cel din seara asta și să vină cu puncte de acolo. Vedem și clasamentul, cum se prezintă el, suntem în mijlocul etapei cu numărul 5, o etapă care oricum nu va conține toate cele 8 partide, 3 sunt amânate pentru dată ulterioară. FCSB va rămâne pe primul loc chiar nejucând în această rundă, Craiova vine la un punct în spate, peste următoarea etapă, dacă nu mă înșel, va fi meciul direct de la București. Jos Polia și 3 puncte, dar cu o victorie, singurele echipe care n-au bătut pe nimeni până acum sunt Oțelul, Botoșan și Dinamo, de vreo că ultimele două
urmează să joace în această rundă. Mulțumesc, Andrei, pentru prezență, mulțumesc, Emil. Rămâneți să vedeți câteva declarații, cele mai interesante făcute astăzi la conferința de presă de Cristiano Bergo, dinaintea meciului de mâine, un derby de tradiție în fotbal românesc, Rapid Petrol, despre care evident că vom discuta pe parcursul zilei de mâine.